Întotdeauna m-am întrebat dacă dispozitivele de la Apple fac parte din categoria electronice sau din categoria bijuterii. Noul iPod Touch este un iPhone 4 fără telefon, pentru că ele au același procesor și același display. Noul iPod Touch vine soțit și de un frățior mai mic la stat, dar mare la sfat, iPod Nano Touch. iPhone-ul este unul dintre cele mai căutate smartphone-uri la ora actuală. iPod Touch-ul este de asemenea unul dintre cele mai căutate MP3 playere la momentul acesta. Ambele provin de la același producător, Apple, și ambele au primit anul trecut un update major din punct de vedere al designului, precum și al configurației. Noua variantă de iPod Touch deține, la fel ca și un iPhone 4, un display de tip Retina cu o rezoluție foarte mare, concentrată pe o dimensiune mică a acestuia. Trebuie să recunoaștem că ceea ce se afișează pe ecran se vede incredibil de bine. Ambele sunt motorizate de același chip Apple A4 cu o frecvență de 1 GHz și performanțe deosebite. Elementele de design sunt foarte asemănătoare și se regăsesc și în dimensiunea ecranului. De aici încolo însă apar diferențele. iPod Touch este mai subțire și mai ușor atât față de versiunea anterioară cât și față de iPhone. Destinat segmentului care nu dorește un iPhone din diverse motive, dar dorește să se bucure de multitudinea de aplicații din App Store și de performanțele din punct de vedere video ale acestui player, iPod se dovedește soluția ideală. După cum l-au supranumit mulți dintre utilizatori, este un iPhone fără telefon și, bineînțeles, a adăugat Steve Jobs, CEO Apple, și fără contract. Nimic mai adevărat, ultima generație deține de asemenea și cameră video cu posibilitate de filmare 720p și beneficiază și de aplicația FaceTime pe care producătorul o promovează pentru video chat, aplicație care nu este disponibilă în România. În concluzie, noua jucărie, mai ales că este la un preț cu mult sub cel al telefonului cu care se aseamănă, poate fi un companion perfect pentru oricine. Frățiorul mai mic al iPod Touch-ului, cu un preț însă destul de apropiat pentru variantele cu memorie ridicată, este noua generație de iPod Nano Touch. Acesta are o diagonală a ecranului de doar 1,54 inch cu o rezoluție de 240x240 pixeli, de asemenea oferind o calitate foarte ridicată a imaginii, și pe deasupra mai este și multi-touch. Durata de viață a acumulatorului este ceva mai mică, însă este strict datorată dimensiunii playerului. Acesta se poate atașa de orice obiect vestimentar prin intermediul clipului atașat, sau cu ajutorul unei curele se poate purta și ca ceas. Este modul în care practic eu l-am plimbat timp de 2 săptămâni după mine. O ultimă funcție interesantă ce merită atenția noastră a fost aceea că playerul deține un senzor de mișcare, care permite, de exemplu, prin intermediul aplicației incluse, crearea unui antrenament pentru cei care practică joggingul sau alte sporturi. Aplicație care se poate interconecta unui cont creat pe Nike.com, chiar pentru acest scop.